Rusaliile, cinzecimea sau pogorârea Sfântului Duh. Astăzi, la 50 de zile după învierea Domnului și la 10 zile după înălțarea sa, Biserica Ortodoxă prăznuiește Rusaliile sau pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare cunoscută și sub numele de cinzecime, care amintește de pogorârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Isus, o zi în care este celebrată și nașterea bisericii creștine. La început, în primele secole creștine, praznicul cinzecimii reprezenta o sărbătoare dublă a pogorârii Duhului Sfânt și a înălțării lui Hristos. Apoi, în jurul anului 400, cele două sărbători au fost prăznuite separat. Evenimentul pogorârii Duhului Sfânt este descris în cartea Faptele Apostolilor, unde se spune că Duhul Sfânt se coboară din cer ca un vuiet mare de vânt și se împarte deasupra fiecăruia din cei prezenți în chip de limbi de foc. Focul în chipul căruia și-a făcut apariția Duhul Sfânt nu era unul natural și din acest motiv Scriptura vorbește de limbi ca de foc și nu de limbi de foc, amănunt menind să sublinieze diferența esențială între lumina Dumnezeirii și lumina focului. Faptul că limbile de foc apar împărțite înseamnă că fiecare persoană se învrednicește în mod propriu de primirea Duhului, iar acesta sfințește pe fiecare om în parte și pe toți la oaltă, adică sfințește persoane în comuniune sau pentru comuniune. Se spune că dacă prin lucrarea Duhului Sfânt Dumnezeu Fiul s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtășește viața dumnezeiască și omenească a lui Hristos. Așadar, pogorârea Sfântului Duh semnifică actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui Hristos din umanitatea sa în oameni. De altfel, în Biserica Ortodoxă, Sfintele Slujbe încep cu rugăciunea adresată Sfântului Duh: Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și ne mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur, Teofilact și alți exegeți afirmă că la cinzecime au fost prezenți nu numai apostoli, ci și frați. Așadar, Sfântul Duh s-a revărsat peste toți membrii bisericii și nu doar peste ierarhia reprezentată de apostoli, iar exegeza ortodoxă, precum și cea romano-catolică, bazată pe tradiție, afirmă că la cinzecime era de față și Maica Domnului. Tot din Faptele Apostolilor aflăm că toți cei umpluți de Duhul Sfânt au început să grească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Așadar, după pogorârea Sfântului Duh, apostolii au primit puterea de a vorbi în limbi necunoscute de ei până atunci. Au descoperit învățătura Mântuitorului și a altor neamuri în diferite limbi, începutul fiind realizat chiar de rusalii, când s-au făcut înțeleși de toți iudeii veniți la Ierusalim din tot Orientul. În tradiția populară, rusaliile au luat diferite denumiri, precum ielele, adică spirite malefice care aduc boala cunoscută în popor ca luat de rusalii, ursoaicele, zânele, fetele câmpului, doamnele, etc. Sărbătoarea rusaliilor a luat în funcție de zonele țării și perioadele de timp forme diferite. În Moldova și Transilvania, rusaliile fiind sărbătorite timp de 3 zile, în Muntenia și Oltenia o perioadă de 7 zile, iar în Banat 8 zile. Există o tradiție veche, încă respectată la noi în țară, de a duce la biserică crenguțe de tei, simbol al limbilor de foc și semne ale coborârii Sfântului Duh, pentru a fi sfințite, ele fiind împărțite credincioșilor și folosite mai apoi la împodobirea icoanelor și a caselor, în scopul de a alunca spiritele malefice. Mai recent, în alte zone ale țării, ramurile de tei au fost înlocuite cu frunze de nuc, leuștean, usturoi și pelin, iar uneori aceste plante sfințite sunt purtate în sân sau în buzunare pentru a proteja de aceleași spirite malefice. În zonele rurale de rusalii sunt sfințite holdele pentru a avea belșug, iar în unele părți ale țării sunt culese ierburi cu puteri tămăduitoare. În zona Maramureșului, după Duminica Rusaliilor, se mai păstrează un obicei străvechi, udatul nevestelor, în care tinerele neveste dansează în mijlocul sătenilor, apoi sunt duse la râu pentru a fi udate, o tradiție care semnifică faptul că astfel soțiile vor fi veșnic tinere și vor avea copii sănătoși.
În perioada Rusaliilor, în unele zone din Oltenia, există obiceiul dansului călușarilor, un joc tămăduitor, care se spune că aduce sănătate și noroc. Aflat în legătură cu cultul străvechi, conform căruia jocul în cerc al călușarilor simbolizează mersul soarelui pe cer, iar toiagele din mână reprezintă razele soarelui. În a doua zi de Rusalii, călușarii colindă din casă în casă pentru a alunga spiritele malefice, iar oamenii îi întâmpină cu frunze de nuc, pelin, usturoi, apă și sare. În Transilvania rurală există tradiția împăratului boului sau înstruțatul boului, care constă în împodobirea boului cu ornamente florale, iar în fața bisericii preotul îl sfințește. Apoi boul va fi lăsat să coboare singur la vale, iar cea mai vitează fată va trebui să pună mâna pe coarnele lui, reușita însemnând că aceasta se va mărita în anul ce va urma. Alte superstiții prezente de Rusalii sunt că în acea zi nu se intră în vie, nu se merge în locuri pustii, la scăldat, pe lângă păduri sau fântâni, fiindcă te poți întâlni cu spiritele rele. Cine lucrează în ziua de Rusalii va fi pedepsit de puterea elelor, deoarece nu cinstește și nu prețuiește cum se cuvine ziua. De la Rusalii, timp de 9 săptămâni, nu se vor mai culege ierburi de leac. În Ardeal, imediat după Rusalii, se practică obiceiul numit udatul nevestelor, pentru ca femeile să fie sănătoase și frumoase în tot restul anului. Tradiția spune că acestea trebuie stropite cu apă. Sursa doxologia.ro Marcel Lapteș.